Știți de ce? Să-i mai lasă să și gândească. Facebook-ul te împiedică să gândești. Da? A te exprima pe Facebook nu înseamnă că ai gândit ceva. Nu înseamnă că ai vreo viziune. Îmi pare rău. Facebook-ul este maculatură. A te exprima, da, a avea și tu o idee, un gând, te duci cu el, uite, tu Sorin Grindeanu, da, a fost prim-ministru. Păi, nu-l pui pe Facebook, bă, te duci cu el, nu știu, undeva, într-o piață publică, da, într-o adunare, da, te duci undeva la un partid, la ce-ți mai rămâne dintr-un partid. Ai o legitimație, ai 21 de ani de PSD. Du-te și tu într-un cadru cât de cât oficial, nu pe Facebook. Da? Dar acolo nu se pune. E ca și cum ai fi antrenor în țările arabe. Rezultatele alea nu contează. Poate pentru tine acasă să te uiți, să te recitești. În rest să știți că n-are nicio valoare ce să publică acolo. Asta este. Ce zice Sorin Grindeanu pe Facebook? Ca să recapitulăm de vină, pentru că nu toată lumea ridică în slăv pe Liviu Dragnea, sunt. E, nu știu, de vină este, nu sunt. Da, mă rog, domnul Grindeanu nici aici nu v-am bănuit de mare lucru. Am spus de la început cam ce nivel aveți. Deci de vină este. Bun, două puncte. Sistemul, destul de vag, probabil nu cel cu care juca chiar Dragnea tenis, e slab asta. George Soros, care are acum, pare, se drept unică preocupare să-l deranjeze pe încă președintele PSD, asta nici de glumă nu-i bună. Presa ostilă, peste care merge ANAF-ul inopinat, cum altfel, și un pic, dar doar un pic, programul de guvernare. Țineți minte acel document ridicat la rang de adevăr suprem, pe când guvernul Grindeanu era evaluat, dar care acum e modificat aproape zilnic, pe aici pe acolo, prin părțile esențiale? La sfârșit ne transmite, fie că sunt din Timiș, Teleorman sau Giurgiu, pentru că sunt și voi rămâne PSD-ist, unul preocupat de viitorul partidului din care fac parte de 21 de ani. Aveți soluția Gioană, să știți. Mircea Gioană, dacă ar fi un pic curtat în momentele astea de PSD, Dragnea e ca și amintire, după toate astea nu mai are cum să o scoată la capăt. Păcat că nu sunt alegeri în noiembrie, ca la Liga Profesionistă de Fotbal. Praf și pulver, o dat seama, n-ar mai vota nimeni cu ei. Bun, ea 40%, dar în afară de aia, deci nimeni, da? Nimeni? Bă, mă gândesc chiar serios. Mircea Gioană. Ce, Mircea Gioană, care a fost președintele PSD, da, care a fost candidatul PSD la președinție, care a câștigat alegerile prezidențiale, da, într-o primă fază, ca mortul ăla care învie. Da? Mircea Gioană a fost câștigător, a, că ce s-a întâmplat peste noapte, vedeți și acum ce tărășenie e, care a fost furat de arbitrii, aceștia nu au constituit, poate la un moment dat TAS-ul s-o dea și pe asta, n-ar fi rău, domnul Gioană, să mergeți la TAS. Așa? Dumneavoastră știți ce e aia, nu mai trebuie să vă explic, nu sunteți Nicolicea sau Zgonea. Vă duceți la TAS și poate cine știe vă dă la masa verde învingător în 2009 și să întorc imaginile TV, iarăși cum o pupați pe Mihaela. Acum nu o să-i mai spuneți, dragostea mea, că nu mai are sens că v-ați făcut deja un renume din asta, dar poate cine știe o să se șteargă și aia cu Prostănacu. Că ați fi primul președinte din istorie care ar câștiga alegerile prezidențiale la masa verde 9 ani mai târziu. N-ar fi rău. Da? Și uite un nume valid pentru nou PSD. Lăsați-l, bă, pe Gioană, bă, tată. Are absolut toate argumentele să vă conducă. Sigur, îndepărtați-l pe Tudose cât mai repede. Tudose, care am înțeles că se bruxelează zilele astea, îi place să călătorească și lui ăsta. Am acum ar spune colegii noștri de la Kamikaze, băutura e gratis pe avion. Da, depinde unde, totuși. Depinde cu cine călătorește, sigur că dacă se duce cu avion de sau de protocol, acolo e gratis. Și dacă se duce la first class sau la business class, iarăși este gratis, că nu-l văd pe Tudose duhnind a băutură de asta de proastă calitate cu picioarele la gură între două babe care se duc cu rața la copii în Occident. Așa este cu Tudose, dar atenție, ne interesează cam în ce limbă s-ar exprima el la Bruxelles. Cam în ce limbă, totuși. Am auzit, într-adevăr, avem deja o lungă listă de nevrednici dintre ăștia care au făcut de râs, până la urmă, limbile străine, în general. Românul este un bun cunoscător de limbi străine, este peste media europeană.
Totuși oamenii politici sunt sub orice critică din punctul ăsta de vedere. Lista e lungă. Eu nu spun că Tudose s-a instalat direct new entry pe prima poziție între toți analfabeții ăștia. Dar cred că la cum îl vedem, la cum îl simțim, se simte, da? Eu cred că totuși ar avea în top 20, ar intra direct. Ca Phil Collins pe vremuri, cu Another Day in Paradise. Am impresia că să se verifice, da? Am impresia că când a intrat în top direct, s-a dus pe primele poziții. Ok. Deci, în alt preasfinția sa, trecem la un alt subiect drag nouă, în alt preasfinția sa, Ciprian, arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a spus recent la Focșani, la lansarea cărții unui teolog vrâncean, deci nu numai Ion Cristoiu lansează cărți în Vrancea, că este dureros că o suprafață extrem de mare din pământul țării a ajuns în stăpânirea străinilor. Arhiepiscopul a făcut această declarație legată de o discuție cu privire la secularizarea averilor bisericești, evident, făcută de principele Alexandru Ioan Cuza, cunoscut fiind faptul că la vremea aceea o pătrime din suprafața terenurilor agricole și forestiere din România se afla în proprietatea bisericilor și mănăstirilor. Dacă acele suprafețe arabile de pământ al țării noastre ar fi fost acum în proprietatea bisericii, nu s-ar mai fi pierdut 40-50% din pământul arabil al țării noastre. A fost înstrăinat, e adevărat, în condiții legale, dar imorale. Pentru că statutul de organizare al bisericii noastre strămoșești interzice vreunui episcop sau preot să înstrăineze ceea ce a moștenit de la înaintași. În momentul de față vă pot garanta că ceea ce deține biserica va rămâne în continuare patrimoniu național. Ceea ce a fost deja cumpărat și înstrăinat, deși există în țara noastră, nu ne mai aparține. În fine, nu vă mai plictisesc cu textul. Deci, iată-l în continuare, un reprezentant înalt, cum așa aici să și spune, înalt preasfinția sa, și un înalt reprezentant al bisericii, gândește totuși ca în secolele trecute că vin străinii și ne iau pământurile. Da? Ole, aș fi de acord cu el. Dacă străinii ar veni și ar decupa o porțiune, o parcelă de pământ și ar lua-o cu ei. Și ar rămâne acolo un gol, așa, prin care te-ai uita și ai vedea centrul pământului. Sau, ce știu eu, stelele. Da? Pământul rămâne în România, nu-l ia nimeni. Și, pe lângă asta, oare ăsta e rolul bisericii? Eu știam despre biserică că ea despre altceva vorbește acolo, da? Oamenii sunt toți egali în fața lui Dumnezeu, că nu e unul mai presus decât celălalt, că toți oamenii, până la urmă, sunt vrednici de milă, da? Sau trebuie ajutați, nu? Nu există un om mai amărât decât altul, pentru că cu toții dăm socoteală în același loc. Iată că pentru el, pentru acest retrograd, pentru acest om de nimic, da? Străinii sunt ca ciuma. Păi e interesant. Bă, în ritmul ăsta, să știți că nici nu ne puteam duce în altă parte. Și nenea ăsta are discursul lui Ion Iliescu din 1990, să nu ne vindem țara. Ce? Puneai niște impozite, sigur, da? Pentru terenurile respective, pentru exploatarea lor de către firmele străine, le luai lor niște bănuți și îi lăsai să facă. Credeți că ar fi fost mai rău dacă străinii, să zicem, luau jumătate din teritoriul arabil, agricol al României, decât să-l fi lăsat așa, al lui Dumnezeu, dar n-a făcut nimic pe el? În orice caz, ăsta, ca el, ca ăsta, gândește cam 90% din populația României. Da? Vin străinii și ne iau nouă. Păi toată, dar ăia nu-s creștini? Apropo, străinii care vin, ortodoxi nu ar fi toți. Bă, dar nu sunt creștini, bă? Cum poate un reprezentant al bisericii să vorbească despre niște semeni de-ai lui? În ritmul ăsta, da? Că ăia sunt niște hoți, da? Niște vandali care au venit să ne fure pe noi. Publicitate. Sper să ne împărțim câteva minuțele între revistele de satiră. Iată cum arată prima pagină din Cațavenci. Mânăriu de Jafeiru, și dacă se vede până acolo, extraordinar. Iată-l pe Iisus, întruchipat astăzi sigur de locțiitorul său, Liviu Dragnea, care ține aici în mână o geantă cu dolari pe ea, iar aici, la mâna cealaltă, are vreo 4 ceasuri. Iau asupra mea toate păcatele partidului, tot ce s-a furat și s-a agonisit, nu doar ca până acum 20%.
în atitudinea lui conciliantă din ultima vreme față de toate organele statului, Dragnea propovăduiește nihil sine rio. Și iată, îl vedeți, da, în celebra statuie cunoscută peste tot în lume, de altfel ca una dintre minunile lumii de la Rio de Janeiro. În fine, în kamikaze, Dragnea nu mai este Iisus, este Neymar din Carpați. Iată-l, Neymar din Carpați, fără nicio altă explicație, era și de prisos. Îl vedeți? E, hai să nu le uităm și pe ele. Revista Ioana. Când ai un asemenea zâmbet, da? Ești peste Iisus și peste Neymar. Nu te mai interesează absolut nimic. Da? Bun, dacă nu mă credeți, uitați-vă puțin pe prima pagină în spai. Să știți că pe astea nu le perturbă absolut nimic. Pentru ele toate verile sunt la fel. Ce importanță are ce se întâmplă la Rio sau în altă parte a lumii. Că dacă le-ai spune, dragă, ai văzut ce s-a întâmplat la Rio? Unde? La Rio. Care Rio? Publicitate. Noi ne uitam, răsfoiam alături de Dan Bâra ce puteam și noi pe final de emisiune. S-a mai dus Dan o zi. Sigur că nu este una memorabilă, nici măcar din punct de vedere al sportului, cel puțin pentru noi, care, iată, noi așa, Dane, ne oprim la picioarele semifinalelor cu acest Wimbledon, vom vedea ce mai fi la anul. Da, numai că nu trebuie să plângem, dimpotrivă, sunt motive de a aprecia ce s-a întâmplat aici, pentru că Simona a făcut mai mult decât eram noi obișnuiți, iar cu jocul de acum, cred eu că ar fi câștigat Roland Garrosul. Din păcate nu l-a avut la momentul potrivit. Da, ma, știi ce, tot trece așa pe dinaintea ochilor, modul ăsta în care noi o lăudăm după fiecare eșec. Dar oare cum ar arăta Simona Halep și după o victorie mare? Oare ce s-ar spune în plus? Da, noi suntem obișnuit. Hai, Simona, capul sus, bravo, o victorie. Eu știu, așa o să fie presa de mâine. Ok, toată plină de laude. Bă, în regulă, dar ce se va întâmpla când va și câștiga o victorie mare vine foarte greu, Radu. Trebuie să avem răbdare, pentru că, într-adevăr, avem o sportivă care a arătat că a făcut niște progrese.